Inspectoratul Teritorial de Muncă Olt a desfășurat încă de la mijlocul acestui an acțiuni de verificare a respectării normelor de securitate a angajaților la locul de muncă. Acțiunile care au vizat firmele de construcții fac parte din campania națională privind securitatea angajaților la locul de muncă. Ele au vizat atingerea unor obiective. Obiectivele campaniei: organizarea activităților de securitate și sănătate în muncă pe șantiere temporare sau mobile, lucrul la înălțime și acordarea echipamentului individual de protecție, utilizarea instalațiilor de ridicat și protecția împotriva electrocutării pe șantiere temporare sau mobile și instruirea lucrătorilor. Grupul țintă: angajatorii și lucrătorii care își desfășoară activitatea în domeniul construcțiilor, respectiv codurile CAIM 41, 42 și 43. Deficiențele constatate au fost numeroase și diverse. În cazul celor mai grave, inspectorii de muncă au dispus sancțiuni. În perioada campaniei, inspectorii de muncă din cadrul compartimentului Securitate și Sănătate în Muncă au efectuat acțiuni de control la un număr de 24 de angajatori, cu un număr de 251 de lucrători la momentul controlului, în urma cărora au fost dispuse 53 de măsuri de remediere a deficiențelor constatate și au fost aplicate 53 de sancțiuni contravenționale, dintre care 50 de avertismente și 3 amenzi în valoare totală de 11.000 de lei. Cele mai frecvente deficiențe constatate au vizat lipsa întreținerii căilor de circulație pe șantier, utilizarea necorespunzătoare a echipamentelor de muncă și lipsa documentelor referitoare la verificarea schelelor de fațadă înainte de utilizarea acestora.